De ieri, primăria Alba Iulia a activat 3 dispozitive de măsurare a vitezei de tip radar. Tehnica măsoară viteza continuu, furnizând participanților la trafic informații în timp real. Radarele vor fi montate în 3 puncte din oraș, după cum urmează: Alexandru Ioan Cuza, pe direcția de ieșire spre Cluj-Napoca, strada Regimentul 5 Vânători, pe direcția de intrare în oraș, strada Calea Moților, strada Zlatnei, pe sensul de intrare în oraș, Micești-Alba Iulia. Acest tip de instrumente indică viteza în timp real, conducătorii fiind informați cum se încadrează în limitările de viteză existente, iar dacă viteza legală este depășită, acest fapt este semnalat printr-o paletă de culori. Dispozitivele au capacitatea de stocare a informațiilor afișate pentru întocmirea unor situații statistice cu privire la valorile de trafic, dar și referitoare la cazurile de depășire a limitărilor de viteză. Aceste dispozitive nu sunt pentru a ne testa ca ei putere, ci puterea de a conduce responsabil. Tocmai din acest motiv vom continua să avertizăm, să creștem gradul de siguranță în trafic prin orice mijloace, indiferent de locul în care sunt plasate. Vom intensifica în acest an signalistica rutieră, adică exact ceea ce ne dă șansa să observăm și să evităm neplăceri, uneori cu consecințe tragice. Avem drumuri bune în oraș, e timpul să ne preocupe mai mult siguranța celor care le folosesc, a declarat edilul orașului Mircea Hava într-un comunicat.